Morning Glory, Morning Glory. Să nu o recunosc pe Flori. Și bonjurică, bonjurică, suntem live pe perii de păr, pe uscătoare din alea de coaforuri vechi, pe ondulatoare, pe tot ce este etern feminin și frumos și spunem într-un suflet bună dimineața! Doamne, profesor Mihaela Miroiu, bună dimineața! Bună dimineața! Să știi că acum sunt o persoană autonomă, nu mai sunt profesor. Gata? E freelancer. A, ce drăguț! E mai bine așa. Da, și stați la Sibiu. Da. Am avut o știre mai devreme cu ciobanii sibieni care îi cazează pe turiști, lângă o căsuță la stână, pe salteluță de paie. Măi, e foarte frumos. Depinde unde mergi. Sunt zone extraordinare. De exemplu, toată mărginimea Sibiului e impresionantă. Păi ea merge până la Dunăre, din ce am văzut eu acum. S-a extins. Da. Îi ajută și Via Transilvanica. Da. Nica. Care este un proiect excepțional. E un proiect foarte excepțional. Avem și noi aici o bornă. Este Nica. Că e singurul drum care unește cele trei provincii istorice. E bine. Acum, ci că mâncărică la Ceaun, ne descurcăm. La stâne. Da, în condiții de genul ăsta, genul ăsta de turism în care să experimentezi mai mult partea pe care de obicei nu o experimentezi și unde nu e aglomerație, e binevenit. Da. Cu condiția ca ciobanii să fie vaccinați. Da, am înțeles că românii se înghesuie ca oile deja la... credeți că astea, cazările la stână ar trebui semnalizate altfel? Adică mă gândesc că avem la hoteluri 5 stele, la pensiune avem panseluțe, aici ar merge cu 5 căcăreze sau cum? Eu chiar așa, știi, depinde, pentru că, de exemplu, Jina sau comunele astea extraordinare din mărginii mei au niște case pe care nu le găsești nici măcar în piperă, la nivel de somptuozitate și bogăție. Deci, în sensul acesta, da, există și condiții ultra luxoase. Dar dacă vrei un exotism așa la stână, cred că ai două posibilități. Să încerci în zone în care ciobanii lucrează cu etnografi și folcloriști și construiesc stâne tradiționale, dar cu tot confortul. Uh-huh. Și am văzut un asemenea loc, care este excepțional. Sau îi cazează, cât îi cazează? Câteva ore de pe o zi pe alta într-o stână obișnuită. Da, spuneți-mi, e normal ca toată telemeaua din România să fie de Sibiu? Nu știu, vă întreb așa, cum recepționați acest mesaj? Dar nu e toată. Ba, toată e. Nu e toată. Dar nu e una care să fie de Buleni. N-am văzut. Are alt profil. Acolo sunt pepeni. Păi, dar merg cu brânză. Nu cred că e toată. Probabil că asta e cea mai cunoscută, mai răspândită, așa. Și se vede. Deci se vede foarte clar că nu prea a trecut comunismul pe la ciobanii din zona Sibiului, că au fost tot timpul antreprenori. Acum e adevărat că ei nici nu au fost cooperativizați și și-au păstrat spiritul acesta antreprenorial. Au trăit foarte bine din oi și brânză și trăiesc acum la fel. De bine, ce nu văd nimic greu în povestea asta, din potrivă. Cum priviți povestea cu Becalii, care face o mănăstire lângă Vâlcea, unde nu o să aibă decât tăicuți, nu măicuțe, și nu o să fie decât animale de sex masculin? Păi el vrea să facă un fel de replică a muntelui Athos. Și nu înțeleg de ce se străduiește atâta, pentru că există mănăstirea Frăsinei, care este de tăicuți, și cale de câțiva kilometri înaintea mănăstirii Frăsinei există o inscripție care se numește legământ de blestem, în care dacă orice fel de creatură femeiască pășește pe teritoriul respectiv, este blestemată să piară în chinul. Deci inscripția există, îmi pare rău că nu am acum
posibilitatea să o găsesc repede să vă citesc, că e absolut de tot cazul. Povestea cu blestemul e serioasă și orice se întâmplă rău prin zonă vreunei femei trece pe seama faptului că a încălcat teritoriul. Deci, Beca, ce face? Multiplică Frăsineiul? Îl face așa mai Atos? Frăsinei totuși are finalul ăla ei, care seamănă cu Mirei și cu asta. Adică mi se pare puțin ambigu și n-are un final bărbătesc. Vâlcea e altceva, nu? Păi tot în Vâlcea. Și Frăsinei tot în Vâlcea. Da? Da. Deci eu nu știu. Eu da, albinele, eu mă întreb cu albinele ce facem? Adică dacă se apropie albinele, albinele au voie să polenizeze. Adică florile e normal să aibă pistil astea? Nu știu, frate, că eu le-s mult pistilul. De gândire extrem de greu de înțeles. Extrem de greu de înțeles și de absurdă. Și ce am spus eu că, mă rog, eu bănuiesc că el e într-o admirație extraordinară față de Atos, unde și a făcut foarte multe donații, merge periodic la Vatupedu și probabil că vrea să-și lege numele de, mă rog, crearea unui fel de Atos românesc. Uh-huh. Ar fi putut să-l dezvolte pe Frăsineiul ăsta, că tot există. Și cu asta basta, dar e clar că Becali nu e creștin, el ține cu Vechiul Testament. Creștinismul după Evanghelie nu mai este deloc așa cum vrea el. Mai avem o știre în tot contextul ăsta, în care oricum vin în mod periodic știri sinistre despre condiția femeii în România. Era una acum că 400 de femei. Peste 400 de peste, femei. Da. Au fost ucise în familie. Au fost ucise în familie, da. Adică mai, un număr mai mare de victime decât a înregistrat armata română în rândul forțelor detașate în Afganistan. În toți anii în care am fost în teatru de operațiuni în Afganistan, că asta e important. Asta e o cifră anuală cu moartea femeilor în bătaie și acolo vorbim despre toată perioada în care au fost detașate trupele române în Afganistan. Da, dar trebuie să vă uitați la ceva comparativ. Bugetul apărării. Ce înțelegem noi prin apărare? Prin apărare înțelegem armată de obicei. Armată într-o oarecare măsură poliție, jandarmerie și servicii. Și investițiile mari, banii pe care statul îi dă ca să apere, sunt în aceste instituții. Dacă ne uităm unde se află victimele reale, corporal reale, respectiv în cazul nostru femeile, și te uiți care este alocarea bugetară, profesională și așa mai departe, pentru genul acesta de apărare, vei descoperi că e un mare loc gol. Respectiv că nu educația. Interesează pe nimeni. Sau partea cealaltă asta de educație, nu? Adică e asta ceva care se schimbă, că dumneavoastră observați condiția femei în România de la începuturi până în prezent, ca să zic așa, și spuneți-mi dacă e ceva care s-a modificat în bine, pentru că până una alta primim de acolo numai vești oribile. În general, și militantismul pentru activismul pentru drepturile femeilor e privit așa, cu oarecare jenă, și femeile au și astea probleme. Până un alta vedem că oamenii se duc și se infectează unii de alții și pare că nu e o problemă legată de cum gândim, și pentru că nu gândim bine, normal să credem că există persoane superioare și persoane inferioare, și de aici nu se termină niciodată această discuție. Adică e ceva, e vreo zonă luminoasă, să spunem, în acest orizont întunecat? Sunt foarte multe zone luminoase, având în vedere de unde am plecat. Așa. Deja am plecat de la faptul că până în 1939 femeile nu aveau drepturi politice și civile egale, decât într-o foarte mică măsură începuseră ceva drepturi
civile și din 1929 dreptul de a vota la alegerile locale, după care din 1939, când s-a schimbat prin Constituție chestiunea asta pe vremea lui Carol, au început dictaturile. Noi discutăm despre drepturi în dictaturi, că era dictatură carlistă sau dictatură comunistă, dictatura e dictatură. Deci vorbim despre altceva. Problema e că istoria reală, istoria politică reală a femeilor în România a început ca drepturi în mai 1990. Deci, față de situațiile anterioare, de dictaturi, inclusiv de dictatura cea mai lungă posibilă, multimilionară, milenară, cea patriarhală, pentru că asta e problema. Nu există nimic, niciunde în lume, o dictatură mai lungă și mai constitutivă, mai încastrată decât patriarhatul. Asta e marea dictatură unificatoare, așa, pe tot globul și în diverse proporții, în unele părți scade mult de tot și în altele mai rămâne, că trebuie să existe o redută. Totul o ajută. Totul. Deci o ajută fundamental orice fel de idee, credință, cultură care sprijină argumentul că femeile sunt oameni de rangul 2, derivă din bărbați, sunt o parte făcută strict să-i slujească, că menirea lor este să nască și să crească oameni și să se supună bărbatului. O să vă dau, uite, o mostră că e foarte drăguță, chiar dintr-un mare om de cultură român și universal prin mutarea în Franța, ca să zic așa. Vă dau un citat din Cioran. Femeile sunt niște nulități simpatice. Cu cât te gândești mai mult la ele, cu atât le înțelegi mai puțin. Este un proces analog cu cel care te reduce la tăcere din ce gândești mai mult asupra esenței ultime a lumii. Dar pe când aici rămâi înmărmurit în fața unui infinit indescifrabil, în cazul femeii nulitatea îți pare un mister, când ea nu este în fond decât nulitate. Pe lângă satisfacerea nevoilor sexuale, singurul sens al femeii în lume pare acela de a da prilej bărbatului să scape temporar de presiunea chinuitoare a spiritului. Căci femeia poate fi o salvatoare vremelnică pentru aceia care trăiesc pe culp, fiindcă fiind extrem de puțin dezintegrată de viață, contactul cu ea înseamnă o întoarcere spre voluntăți naive și inconștiente ale vieții. Deci, el e admirabil. Acum, putem să luăm orice. Așa. Da, bun. Luăm, cum să spun, părți întregi, absolut substanțiale din cultura română. Conțin lucruri foarte asemănătoare. Noi avem o tradiție culturală misogină extrem de amplă și de solidă. Nu suntem deloc singura cultură care are o asemenea tradiție. Problema este că contracararea ei la ora actuală este încă slabă. Problema este că, fiind cea mai religioasă țară din Europa, argumentele fundamentale pentru gândirea misogin-patriarcală se găsesc în tradiția religioasă. În acea tradiție, să spun așa, pe care o învață oamenii, chiar dacă nu studiază niciun fel de teologie, în momentul în care mă duc să îmbotez fetița, fetița aia nu e arătată la altar, băiatul este arătat la altar. La slujba de căsătorie învățăm că noi femeile suntem trupul și bărbatul este capul și trebuie să ascultăm de el. Există chiar o tacită formă prin care se consideră că bătaia e complet tolerabilă, apropo de ce discutam înainte, cu o singură condiție, să nu deteriorezi capacitatea de a munci a unei femei. Deci, chiar religia tolerează genul acesta de sancțiune dacă nu mă împiedică după aceea să muncesc și să mă îngrijesc bărbatul și copiii. Deci nu trebuie să-mi chiar rupă mâna. Asta e o tradiție care vine de la pravila lui Vasile Lupu,
are vreo 380 de ani în scripte și continuă așa ca o, mă rog, ca un fir roșu sau să zic un fir negru în istoria felului în care sunt influențate femeile pe genul de cultură religioasă. Dacă la cultură religioasă îi adaugi o cultură laică cu mostre în care povestea asta pe care v-am spus-o din Cioran e o constantă gravitațională, obții niște baze foarte solide pentru gândirea misogin-patriarhală, obții argumente pentru faptul că femeile sunt sistematic în planul 2 și nu iau niciun fel de mari decizii la nivel public, obții toată marginalizarea asta și obții în final un popor dezechilibrat, profund dezechilibrat, cu mari probleme de inteligență emoțională, de intuiție și de cooperare, care nu este în stare să se adune pentru că nu e în stare să fie frumos, armonic, androgin. E doar misandru într-o anumită parte și este profund misogin în cele mai multe dintre părți. Adică, dacă ne uităm bine la popoarele care sunt cele mai avansate la nivel de echitate socială, la nivel de dreptate, la nivel de non-corupție, educație, etc., o să constatăm că dacă mergem spre nordul Europei, spre țările scandinave, polul dezvoltării civilizatorii este într-o lume în care paritatea de gen e asigurată peste tot. Adică în care umanitatea și deciziile sunt luate de ambele părți ale umanității, da, într-un echilibru, într-un echilibru pur și simplu. Acest echilibru la noi nu există. Este respins de plano prin toate mijloacele posibile, sigur tacit, pentru că, vezi, asta îmi spui de progres sau de regres sau de starea foarte proastă. Starea legislației în România este foarte bună. Starea transpunerii normelor și legilor în fapt de viață este foarte proastă. Dar asta e numai vina femeilor, că nu se organizează ca lumea. Nu sunt în stare, domnule. Femeile se organizează. Cum să spun, eu știu foarte bine că o fac. De exemplu, în fiecare an, în noiembrie, există o zi în care se face un marș împotriva violenței, împotriva femeilor. Marș care este din ce în ce mai amplu, are tot mai mulți oameni care participă la el, este organizat de rețeaua de organizații pentru drepturile femeilor și care sunt toate corelate pentru chestiunea asta, participă tot mai mulți bărbați împreună cu femeile. Există o categorie luminată de bărbați, mai ales tineri în România, care sunt solidari și conștienți de treaba asta. După cum, de exemplu, eu socotesc că este un mare progres atitudinea bărbaților tineri ca tați. Există o nouă generație de bărbați tineri care sunt tați la cu frecvență și își asumă paternitatea într-un mod splendid. Perfect omenesc, nu? Deci există progres, fără discuții. Numai că progresul ăsta, știi, acum dacă ne uităm pe cifrele care acum ne lovesc în cap, ne lasă muți. 30%. O țară poate să se numească cât de cât civilizat în momentul în care are o masă critică de oameni care au respect pentru autoritatea științifică, care sunt dispuși să aibă respect pentru semenilor. Iar la ora actuală ne lovește în față pentru o situație de viață și de moarte, vezi că acest respect îl manifestă numai o treime din populație. Ei vom fi civilizați când raportul va fi invers. 70% vor manifesta acest tip de respect pentru autoritatea științifică și pentru semenilor și va exista peste tot o categorie rezistentă la așa ceva. La noi rezistentă e marea majoritate.
Păi asta vedem oricum în fiecare zi pe stradă, în trafic, în orice tip de interacțiune în care politețea, empatia, grija față de ceilalți, mă rog, civilizația, cooperarea de fapt și sentimentul ăsta de solidaritate, mai ales în fața cauzelor mici, că vorbim de lucruri mici aici, ar trebui să fie neobservată. E compusă de un puzzle de lucruri mici. Mici, care pot să ne facă destinele pământești suportabile și bune sau dimpotrivă. Să fie o otravă. Mi-a plăcut apelul dumneavoastră la spiritul androgin și la felul în care ar trebui să ne compunem noi ca un popor frumos. Da, și cred că, da, un... Oameni care își disprețuiesc jumătățile n-au cum să fie întregi și niciodată, dacă întregul ăsta există, dar apropo de asta, că vreau să ieșim puțin din această zonă puțin mai sobră, deși e foarte necesară, m-am rugat, adică am vrut, m-am sunat, erați bolnăvioară, am revenit, am zis, Doamnă, spuneți-mi, avem aici două fete, zdrențe, vă dați seama, nu sunt bune de nimica, eu sunt capul. Așa. Două fete. Am citit cu toții știrea cum propusă de un domn care e foarte deștept e, și probabil a glumit, sper, dar prost, cum că femeile ar trebui să semnalizeze disponibilitatea sexuală în corporație purtând un ecuson verde și indisponibilitatea cu un ecuson roșu. Aș vrea să vedem, să ne și râdem acum. Că deja da, râdeți. putem să ne știu cinstit, adică eu n-am avut deloc reacții negative, pur și simplu m-am stricat de râs. Mi se pare că omul acesta săracu are mari probleme. Face o confuzie care e foarte amară și penibilă între erecție și disponibilitate erotică. Deci primul lucru pe care îl dovedește este că el nu înțelege din sexualitatea femeiască absolut nimic. Absolut nimic. Crede că e ca la bărbați. Nu e ca la bărbați. Sexualitatea femeilor este foarte difuză. N-au un loc așa care se ridică în corporație când treci prin birou. Nu? Într-o anumită parte a corpului se produce o erecție și în felul ăsta este evident că am o disponibilitate. Dacă el crede că relațiile între bărbați și femei constau strict în sexualitate, înseamnă că nu înțelege diferența între sex și dragoste, că el crede clar că bărbații sunt singurul model bărbătesc, e bărbatul drujbă, da? Bărbatul drujbă și eventual femeia lemn. Eu cred că pe calea asta cel mai onest ar fi să îți cumperi o femeie gonflabilă și femeile să-ți cumpere un vibrator. Deci, dacă tu reduci relațiile umane în felul acesta, înseamnă că ai înțeles ce îngroapă pisica din el. Omul acesta suferă de o incultură afectivă gravă și de o incultură socială gravă. Vai de capul lui, adică, mă rog, eu nu știu care e viața lui privată și cinstit, nici nu mă interesează. Are bretele. Dar e clar că n-a înțeles nimic. Nu știu, nu, cum vi se par bretelele? Care bretele? Bretelele. Credeți în oamenii cu bretele? Adică credeți că ei pot să facă o lume mai bună? Nu știu, nu m-am cinstit, nu m-am gândit. La fel că ăștia cu mustață, nu sunt suspecți? Nu m-am gândit deloc la povestea cu bretelele. Decât, nu știu, mi-amintesc că există câteva filme în care am observat că purtatul bretelelor coincide și cu un pic de înclinație masochistă. Poți să-l... Dacă faci așa și te lovești un pic. Să te pleznești cu ele așa. Să te pleznești. Cred că asta ele, trebuie să fie. Probabil. Oricum. Sau poate să te pleznească cineva pe la spate. E altceva când... Da, nu știu, dar nu văd un rost, sigur că poate că sunt pentru cei care au burtă, sunt mai comode decât cureaua. E posibil, da, e posibil să fie și chestia asta. Da. Dar în fine, am mai rezolvat o treabă. Am mai rezolvat o treabă. Va trebui să vă lăsăm puțin, să ne retragem strategic, că ni se termină practic emisiunea. Dar o să vă mai sunăm.
Și m-aș bucura foarte tare când ajungeți prin București să ne faceți și o vizită în studio. Că totuși... Și Bița Vercea, adică poate veniți prin Sibiu. Și asta, și asta. Bine, vedem cum facem, ne organizăm în orice caz. În primul rând le doresc tuturor celor care ne ascultă ca la capătul acestei povești urâte, triste și... și care e tristă și în sensul în care ne pune o oglindă mizerabilă în față, pe lângă durerea de a pierde oameni. Să nu piardă niciun om drag și să nu se piardă pe ei. Să ne putem revedea senin și poate mai înțelepți. Ar fi foarte frumos așa, vă mulțumim. Așa. Doamna Mihaela Miroiu, profesor autonom, practic autocefal, n-are nicio treabă în momentul ăsta. Avem două fake news pentru dumneavoastră, o să vă placă, se integrează bine în discuția noastră, ci că nu este adevărat că o femeie este atât de obosită încât abia reușește să spună cât de obosită e. Și doi, nu este adevărat că un bărbat se tot întreabă dacă sunt un soț atât de îngrozitor, oare de ce am fost însurat de atât de multe ori? Vă mulțumim foarte mult. Vă pupăm dulce pe ceacre. Trimitem energie pozitivă. Să ne facem bine la loc. Și să ne revedem cu bine. Rămâneți cu noi pentru o scurtă fotografie de grup. Și noi revenim după publicitate să vă spunem la revedere. Numai puțin, încă o dată. Cum îi spunem noi? La revedere. La revedere. La revedere. Revenim imediat. Morning Glory on Rock FM.